Fără evenimentul de azi nu ne-am fi întâlnit. Mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră de a găzdui, în primul rând la Ovidiu, de a găzdui evenimentul. Știu că după 2 ani de pandemie e complicat și fiecare vrem să ieșim. Așa că și noi în pandemie ne-am chinuit să terminăm setiul de aici și corpul din spate și avem unde să găzduim, să spunem invitați, cred că în condiții bune pentru un astfel de eveniment. Aș spune doar 2 cuvinte legate de God Crafters. E și în revistă, sunt câteva întrebări, dar probabil că, sigur, acolo erau întrebări care le-a pus mai degrabă Ovidiu. Ce vrem noi să facem? Vrem să întoarcem Clujului, că am început de mult, am început în 93, sunt mai mult de 25 de ani de când PTU și-a pus, să spunem, amprenta în Cluj și cred că Clujul a crescut frumos. Am crescut noi datorită Clujului și credem noi un pic că și Clujul am ajutat să crească. Și am ajuns la momentul la care ne-am dorit ca clienții noștri, și avem 4 milioane de clienți, dintre care sper că și voi, o parte din voi sunteți aici și ne sunteți clienți, vă mulțumesc mult. La cei care nu ne sunteți clienți, vă rugăm să ne provocați ca să ajungem la nivelul de a vă dori să ne fiți clienți. Adică știm că marea majoritate sunteți clienți Revolut, asta nu-i nimic ascuns, dar în principiu cred că acoperim destul de mult din lucrurile pe care le face Revolut. Deci am făcut Code Crafters simplu pentru că vrem să fim mai aproape de clienții noștri și mai aproape de geekși, să gândim din papucii geekșilor. Și atunci e o mare oportunitate să creștem echipa, să ne challenge-uiască, să facem un mix de cunoștințe bancare, că trebuie să ai un pic de cunoștințe bancare, dar reinterpretate, să facem un fusion. Și fiecare spune, asta se poate face mult mai simplu. Eu dacă aș fi să fac, să facem așa. Și gătind împreună, o blendă e mai bună dacă fiecare participă cu de ceva. După care să vedem în piață și când ai X milioane de clienți care te critică și când ceva nu merge pe social media, te face un pic mai interesant, ca să nu spun altfel. Și credem noi că lucrurile astea petisante pentru marea majoritate care sunteți în sală și pentru... Contează mult să ai șansa, contează mult să fii provocat și contează mult să crești. Fiecare ne dorim să cavalarea noastră să fie din ce în ce mai bună și pentru ingredientele astea trebuie să ai unde, să ai toate provocările. Așa că sper că am deschis apetitul să ne cunoașteți, să ne cunoașteți din orice postură, pentru că avem și în zona de business, noi am făcut o altă, să spunem, entitate, care Clubul Întreprinzătorului se chema pe vremea aceea și avem foarte multe companii care nu ne sunt clienți, care vin la eventuri, pun întrebări, întreabă cum să-și lanseze un startup. În București am făcut și o locație fizică pentru embrionul ăsta de fabrică, cheamă inițial, după care l-am transformat în stup, îl lansăm și stup spune multe de albinuțele care adună și stupul, ca și dezvoltare pentru companie, o să aibă foarte multă nevoie de dezvoltare. De soft, așa că masa sau scena o avem, important e ca să putem să creăm și important e ca să putem să aducem resurse din piața Clujului și nu numai, și din orașele apropiate, să putem să mâine să fim în buzunarul clienților și la un simplu click să poată să facă cât mai multe. Așa că nu vreau să vă mai plictisesc, nu a fost de niciun fel un speech de pregătit, ați văzut că e chiar foarte ad hoc, ca să spun așa, am spus ce am simțit și credem că împreună, participând la eventuri, provocându-ne în orice mediu, mâine putem fi mai buni și mai mândri că suntem români. Și asta e un avantaj, pentru că ne place să credem că și industria IT încet, încet a ajuns de la outsource de day-to-day și închiriere de resurse cu mediu, la a face produse și la a aduce valoare adăugată. Cu cât mai multe astfel de lucruri o să reușim să facem, cu atât o să ne fie la cât mai mulți bine și normal în Cluj. Mulțumesc mult, Ovidiu! Și pentru orice provocări suntem aici, așa că dacă sunt provocări, întrebări, cu drag. Sper să vă simțiți bine și ne face plăcere, dacă vă face plăcere, să relansăm invitația, să nu fie boring, dar poate la iarnă, să vedeți cum vă simțiți la iarnă, la sediu. Mulțumesc mult!
Da, mulțumim și noi. Mulțumim, Leo, mulțumim. Și aveam să-l invit și pe George Călinescu, dacă vrea să zic câteva cuvinte. George este președinte al Consiliului de Administrație la... Nu? Deci am înseamnă, dar poate greșesc. Mulțumesc frumos. E deja prea multă lume care vorbește despre CodeCrafters. Eu vreau să mulțumesc colegilor care ne-au ajutat să organizăm evenimentul și, în mod special, echipei de marketing. Mulțumesc frumos, Maria, în mod special. Fără ei nu s-ar fi putut organiza. Locația o avem, dar știți cum e, că omul sfințește locul și asta e important. Bine ați venit, sperăm să vă simțiți bine și să mai repetăm evenimente de genul ăsta și pe viitor. Mersi! Mulțumim! Și acum aș dori să-l...